la Laurie George Simion are accesul interzis atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Un deputat al partidului condus de Maestandu a dezvăluit unele dintre motivele pentru care s-a luat această decizie radicală. Mai exact, deputatul partidului PAS spune că există suspiciuni solide pentru care George Simion urmărește destabilizarea regiunii mânată de Kremlin. Instituțiile statului Republicii Moldova au toate motivele să considere că George Simeon este un agent de influență al Federației Ruse în Republica Moldova. Deși este, sau este politician în, în România, care nu este, este un stat frate, dar acest tip de, de, de personaj nu poate fi acceptat pe teritoriul Republicii Moldova pentru că se ocupă cu destabilizări, cu promovarea narativelor Federației Ruse și pentru agențiile noastre din domeniul securității este absolut clar că face parte din arsenalul de influență a Federației Rusie în, în, Europa. Deputatul PAS spune că de fiecare dată când la Chișinău erau un desfășurare manifestații proruse, liderul AUR, George Simion, apărea și el imediat în peisaj. L-am avut pe personajul respectiv de mai multe ori uh, uh, făcând tentative de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, deci practic forțând fizic frontiera în, în punctele de trecere a frontierii, în momente când în Chișinău aveau loc uh, proteste sau acțiuni care aveau o conotație uh, de natură să influențeze uh, mersul politic a Republicii Moldova și în perioade din astea când era nevoie de de o conciliere sau de, de, negocieri în, între protestatari și uh, guvernare. Uh, de fiecare dată apărea personajul respectiv care practic uh, se, se, trântea singur de asfalt prin, prin vam, uh, încerca să rupă cortoane. Iar acțiunile lui George Simion erau imediat preluate de propaganda rusă pentru a-și valida punctele de vedere. A genera prin comportamentul său narrative pentru uh, Federația Rusă sau interesele federației ții Ruse, că, uite, Navalescu Unioniștii sau România atacă Republica Moldova, Moldova e în pericol din cauza României, deci toate acțiunile personajului respectiv au mers de fiecare dată în interesele Federației Rusi. Accesul liderului Aur în Republica Moldova a fost interzis în luna februarie cu încă 5 ani. S-a numărat printre cei 98 de cetățeni străini care au fost declarați indezirabili pe fondul războiului Rusiei în Ucraina. Decizia a fost motivată prin faptul că au existat indicii solide că acești indivizi ar urmări să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Medici.